FCM Târgoviște, Chindia, Târgoviște, derbiul orgolilor. Astăzi, pe stadionul Academiei Gheorghe Zoti din Șotânga, se va disputa cel mai important derbi al fotbalului dâmbovițean. FCM Târgoviște și Chindia Târgoviște se vor înfrunta într-un meci al orgolilor și al supremației locale. FCM Târgoviște vine după un eșec dureros suferit la Reghin, în vreme ce Chindia abordează derbiul din postura echipei care a debutat cu o victorie în actualul campionat. Dacă oficialii de la FCM Târgoviște sunt mai rezervați în ceea ce privesc declarațiile înainte de meci, de partea cealaltă altă, președintele Mugur Porumbacu nu ia în calcul decât varianta victoriei. Eu singurul care mi-l doresc, doresc să câștigăm acest meci ca să putem să rămânem în fruntea clasamentului. Și eu îmi doresc, și jucătorii, și antrenorul, și toată lumea, și cei care ne susțin din punct de vedere financiar, își doresc ca echipa Chindia să termine turul, în primele 5 clasate, dar nu mai puțin de 3 puncte față de primul loc. Silviu Dumitrescu, antrenorul de la Chindia Târgoviște, speră ca rivalitățile interne să nu degenereze într-un joc dur. Eu sper meciul să, să nu degenereze. Mi-ar părea rău din punctul ăsta de vedere. Ambițiile astea, să transforme în altceva. Eu îmi doresc meciul să fie curat, fără probleme, și care e mai bun să câștige, altceva nu îmi doresc. Atât Chindia, cât și FCM Târgoviște nu se vor putea baza pe mai mulți dintre jucătorii importanți din cele două loturi. Dacă la echipa lui Silviu Dumitrescu singura absență notabilă este cea lui Marian Vătavu, nerefăcut după accidentarea suferită cu Arlos Latnea, în tabăra FCM-ului lucruri sunt ceva mai complicate, Daia și Timofte fiind accidentat. Celor doi li se alătură Florin Lețu, care își spăsește etapele de suspendare după cartonașul roșu primit în meciul de cupă cu Juventus București. S-a integrat destul de bine Vătavu. Probabil dacă Vătafu era cu Făgăraș, nu se mai întâmpla. O să fie pe principal? Nu. Încă are probleme.